Acest punct de vedere, domnul Crin Antonescu, eu sunt convins că va fi candidatul Partidului Național Liberal la alegerile pentru președinția României. Spun acest lucru pentru că nu există niciun fel de loc pentru vreo speculație în acest sens. Crin Antonescu este candidatul nostru, dar va fi în egală măsură candidatul electoratului de dreapta, un electorat mai numeros decât cel de stânga în România de astăzi. Crin Antonescu este astăzi președintele moral al României. În decembrie va fi președintele de iure al României în urma votului nostru. Și mă bucur că este astăzi la recitare.